Cam cu o lună în urmă a apărut un scandal foarte mare la primăria Tușeni. S-a depistat că iarăși s-a falsificat bugetul, deja și pe 2019. În an 2018 s-a falsificat, pe 2019 iar s-a falsificat. Bugetul de 28 de milioane de lei, nu știu cum, și se falsifică și nimeni nu știe care se face vinovat. Cu 10 zile în urmă am solicitat mai multe cereri, că să-mi dau seama totuși de la acte, de la primărie, să-mi dau seama că unde și de cine a fost falsificat bugetul ăsta. Aseară, în jur la ora 7 și vreo 30, ne-a apărut în o gradă Lupașcu Vecislav, soțul consilierii locale Lupașcu Elena, ei și președintele Comisiei Buget și Finanță, și ne-a solicitat să ne retrag cererile și s-o lăs în pași cu soția ei. Adică în adresa ei n-am depus nicio cerere, nu în astea, nu el, cererile toate depuse în adresa primarului, nu în adresa ei. Când am văzut că el are un comportament agresiv și neadecvat, am solicitat să ia să părăsească ograda, că cum nu cum a intrat fără voie, nimeni nu i-a permis. El în timpul ăsta au început să mă lovească cu pumnii peste față, în cap, și mi-au confirmat că dacă nu ți iei cererile, eu te împușc și îți termin odată și odată cu activismul de la Tușeni.